Stă scris la lege și la mărturie. În Evanghelia după Ioan, capitolul 13, versetul 23, stă scris: Unul din ucenici, acela pe care îl iubea Isus, stătea la masă culcat pe sânul lui Isus. Ziua admiterii a adus și prima ocazie în care am intrat în contact cu viitorii colegi. Analizam, spune autorul, atitudinea unora dintre ei, făcând un păreri despre cât sunt de prietenoși sau de capabili, și tot atunci am presupus că știu exact cu cine voi fi prieten în anii viitori. Timpul m-a contrazis. Tocmai cei cu care mă așteptam să leg prietenii strânse. Au fost prea diferiți de mine. Am rămas, în schimb, mult mai legat de cei la care nici nu m-aș fi gândit. Dintre ucenicii lui Isus, poate că în prima zi aș fi căutat prietenia manieratului Iuda Iscarioteanul și nici de cum pe cea a tânărului impetuos Ioan. Invidios pe cei care fac lucrări în numele lui Hristos, dar nu fac parte și din numărul celor 12, Ioan își ia sarcina de a aplica o critică aspră în cuiva pe care îl considera dușman. Citez. Învățătorule, noi am văzut pe un om scoțând draci în numele tău și l-am oprit, pentru că nu merge după noi. Am încheiat citatul. Luca, capitolul 9, versetul 49. Iisus nu-i trece cu vederea defectele de caracter, ci rând pe rând le descoperă și le transformă. Iată ce răspunde domnul. Nu-l opriți, fiindcă cine nu este împotriva voastră, este pentru voi. Am încheiat citatul. Probabil, situația în care Ioan și fratele său primesc apelativul Boanerges, însemnând fiii zgomotului sau fiii mâniei, tradus și cu fiii tunetului, este cea când a cerut permisiunea să tune foc din cer peste un sătuc din Samaria. Recent, Ioan fusese corectat de învățătorul pentru că oprise un om să facă lucrări în numele lui Isus. Mustrarea lui Isus de această dată este mult mai severă. Citez, nu știți de ce duh sunteți însuflețiți. Versetul 55, capitolul 9, Evanghelia după Luca. Mustrările Învățăturile și exemplul lui Isus au produs o schimbare extraordinară în acest ucenic impulsiv. A învățat să fie și să facă lucrurile cu totul altfel, nu așa cum îi venea la îndemână să le facă. La finalul umblării sale cu Isus vedem un Ioan schimbat s-a lăsat modelat de puterea transformatoare a vieții Mântuitorului și a ajuns să reflecte chipul lui mai deplin decât au făcut-o colegii săi ucenici. A ajuns într-o legătură mai strânsă de iubire cu Hristos și prin el s-a transmis poporului său cea mai profundă învățătură spirituală a Mântuitorului. Doamne, ajută-mă să văd ca și Tine ce pot deveni tinerii sub influența Ta și să fiu un canal al iubirii tale revărsate către ei. Roagă-te ca pentru acei tineri greu de iubit asemenea lui Ioan să ai dragostea pe care a avut-o Iisus față de acesta.